Petru Totoiescu a precizat că revendicările solicitate de mineri au fost discutate în amănunt cu reprezentanții Ministerului, urmând ca într-un timp relativ scurt aceste discuții să fie transcrise într-un document oficial și semnate de către persoanele competente. Inginerul a subliniat că până nu va fi totul scris negru pe alb, ortacii de la Crucea nu vor opri greva. La Crucea, practic la sectorul botoșană, greva continuă. Reprezentanții sindicatelor noastre, că sunt mai multe, au fost la o întrevedere cu domnul viceprim-ministru Borc. La discuție au participat și domnul ministru energiei și doamna secretară de stat, care răspunde de noi, de Compania Națională a Uranului, domnul Osu și domnul Vutuleac Mugurel. A avut loc o discuție cu toate problemele companiei, printre alte s-au discutat și lista de revendicări a noastră punct cu punct. Ideea este următoarea. Se dorește continuarea activității la sucursala Suceava. Statul vrea să acorde un ajutor, spune ajutor de stat, o sumă de circa 62 de milioane de lei, da, cu care acești bani să continue activitatea, să se facă o restructurare de personal, să se acorde plățile compensatorii conform contractului colectiv de muncă și să se continue activitatea de extracție la Botoșana și să continue activitatea care a fost începută cu deschiderea zăcământului de la Grinție, Sturgheșul ăsta, care tot există comentat așa de multă vreme. Zăcământul Sturgheș, zăcământ nou. Problema este în felul următor. În jurul orei 12 acum e punctul nostru 5 referitor la legalizarea noului contract colectiv de muncă. Este în faza aproape finală de a se întocmi un document să se semneze de persoanele care sunt îndreptățite și să se rezolve. Adică noi să rămânem în continuare cu contract colectiv de muncă și să nu fim în ilegalitate la acest capitol. Problema este că noi am cerut conform programului asumat de ministru și prezentat de fostul director Jerome Răcineanu, până la cifra de 750, adică de la 1200 ceva de persoane, să ajungă la 750 de persoane pe total companie. Aici sunt discuții, au fost discuții, domnule, nu este cifra asta 750. Mărăcineanu a prezentat altă cifră. Deci, lucrurile nu sunt. Ideea în continuare este următoarea. Sindicaliștii noștri rezolvă problema CCM-ului, după aia se duc la Ministerul Energiei, o parte o să rămână jos în fața Ministerului și ne-au spus nouă că sunt dispus să intre în greva foamei și ceilalți meargă sus, la ministru și la secretara de stat, cele ce s-a discutat în prezența domnului viceprim-ministru Borc, să fie puse pe o hârtie și semnate și înregistrate. Motivul principal ăsta este până nu se rezolvă și nu avem un document scris cu tot ceea ce s-a discutat în principiu, noi aici nu oprim greva.